Cabinetele medicale din Policlinica Praga sunt în legalitate. Astăzi, în ședința extraordinară a Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, s-a aprobat cu majoritate de voturi prelungirea contractelor de comodat expirate la 31 ianuarie. Întâlnirea a fost solicitată în mod expres reprezentanților casei, chiar de către medicii celor 31 de cabinete care își desfășoară activitatea în policlinică. Hotărât prelungirea contractelor în condițiile date, în condițiile pe care, așa cum am spus, eu le-am preluat la mandatul meu și până la edificarea situației lucrurile vor rămâne așa cum au fost până acum. Ar fi însemnat ca aceste cabinete să fie închise? Ar fi însemnat, în primul rând, un număr foarte mare de pacienți să rămână momentan fără asistență medicală. De asemenea, un dezavantaj ar fi fost și pentru tot personalul medical, asistent de la medici, asistenți, infirmiere, care totuși au un serviciu asigurat prin această policlinică. Lunar, medicii de la Policlinica Praga consultă mii de pacienți din tot județul pe diferite specialități. Desființarea acestei ar fi creat greutăți atât medicilor de aici, care și-au făcut modernizări pe banii lor, cât și pacienților care ar fi fost nevoiți să apeleze la cabinetele particulare.